localitate am avut canalizare doar pe două străzi și acum avem un proiect de extindere a canalizării pe o distanță de 27 de kilometri și asfaltarea străzilor 15 kilometri în toată localitatea. Când ați început lucrările în acest moment? Lucrările de canalizare au început în noiembrie 2018. Până în noiembrie, știți cum sunt, trebuie să obținem aprobările necesare pentru aceste proiecte. Și din noiembrie până acum, în proporție de 70%, se lucrează la canalizare, extinderea canalizării. Și cu asfaltarea, acum, de-abia începem să... Pentru că prima dată trebuie să se facă o prerecepție la canalizare, ca să putem să facem drumurile să se asfalteze. Pe aceste lucrări, din câte știu eu, după contractele care le avem, trebuie să finalizate până la finalul mandatului meu, adică în 2020. Asfaltarea, din câte știu eu, trebuie în termen de un an de zile, în 12 luni trebuie terminată. În proporție de 99% din străzi vor fi cu canalizare și în proporție de 90% vor fi asfaltate. Am un proiect semnat contractul de asfaltare pentru 32 de străzi. Ceea ce înseamnă aproape, mai rămân 7 sau 8 străduțe care să vedem cum o să procedăm și cu celelalte ca să le aducem la forma normală. Eu în proiectul meu, când am candidat, am promis cetățenilor că voi face tot ce este posibil ca să înființez în această localitate un cabinet stomatologic care la ora actuală funcționează de un an și jumătate și este un cabinet din această zonă, unul dintre cele mai bune cabinete, unde dacă acum 3 ani de zile cetățenii din Carcaliu se duceau la măcini și la greci la stomatolog, acum greciul și cu măcinul sunt în proporție de 50% la Carcaliu. Avem un medic deosebit, o doctoriță din Republica Moldova. Ea este medic stomatolog și soțul este tehnician dentar, deci avem o echipă completă. Cabinetul funcționează. Îmi pare rău că astăzi nu este doctorița aici, că puteați să și filmați cabinetul, un cabinet superb făcut de dânsii. Le-am dat un contract pe 10 ani de zile, sala care este și sunt foarte, foarte mulțumiți. Iar al doilea lucru care le-am promis cetățenilor, că pe mandatul meu am să caut să rezolv ca drumul județean Carcaliu până la lac să fie asfaltat. Și am avut atât de multe insistențe la președintele Consiliului Județean, domnul Horia Teodorescu, căruia chiar îi mulțumesc pe această cale. A fost alături de oamenii din comună și ați văzut, asfaltul este făcut. Mai am în proiect construcția dispensarului, care în proporție de 70% deja este gata. Nu exista un dispensar în localitate? Exista, dar era terminat, nu mai aveai curaj să intri în el pentru că aveai șanse să te trezești că a căzut peste tine. Am reușit să aduc în sfârșit acum cu eforturi mari și cu ajutorul domnului prefect. Am găsit o doctoriță care lucrează și la salvare, pe salvare la Tulcea și aici vine în fiecare zi. Comuna Carcaliu are și sate? Nu, Comuna Carcaliu începe și se termină, e o singură localitate. Dar oricum, din câte știu, la pod se lucrează. În maxim 4 ani de zile podul trebuie să fie gata. Și cu ocazia asta eu pot să spun că această comună va înflori, pentru că eu am foarte mulți colegi. Eu am fost sportiv la viața mea și am foarte mulți colegi care, cu potență financiară mare, cu toți,
tot îmi spun, băi, ia zi-mă la tine acolo, sunt locuri de cumpărat și așa. Și am zis, da, cum, veniți și cumpărați acum, cât încă este ieftin. Și mi-au spus majoritatea din Galați, din Brăila, că o să vină, o să-și cumpere, o să-și facă vile aici, că aici e Dunărea, imediat este muntele, aer curat, taxe, impozite mai mici. Și a zis, nu în ultimul rând, dacă am înțeles de la tine că o să fie toate străzile asfaltate cu apă, cu canalizare, eu în 15 minute sunt la Brăila, peste pot, și în 20 de minute sunt la Galați, îmi convine să locuiesc acolo. Și eu cred că în 4-5 ani de zile comuna va înflori. Spuneți-ne câteva cuvinte despre clădirea în care ne aflăm acum. Această clădire este comunitatea rușilor lipoveni din comuna Carcaliu, județul Tulcea. Construcția a fost făcută în 2015, finalizată în 2018. Aici ceea ce se vede este un muzeu al rușilor lipoveni, cum s-a trăit înainte de Revoluție, cum s-ar spune. Este un muzeu unde se vede traiul și munca care au dus oamenii până în Revoluție.